Salut și bine v-am regăsit în acest filmuleț. Mă gândeam că n-am mai filmat de mult ce mănânc într-o zi, așa că astăzi ar fi momentul potrivit să facem un astfel de filmuleț, mai ales că na, există cerere. Bineînțeles, mi-am început ziua cu apă, deci încerc așa după ce mă trezesc să beau apă, un pahar, două, na, cât reușesc, deși trebuie să recunosc că sunt zile în care apa intră atât de greu și atunci încerc să mai suplimentez, ba cu un ceai, ba cu ceva. În fine, lăsând apa la o parte, nu prea mi-e foame, sincer, pentru că seara am mâncat destul de târziu și nu mi-e foame, așa că avem o cafea de dimineață, o cafea cu mult lapte. Așa îmi place, mi-e zici că e cacao cu lapte. Da, e perfectă pentru mine așa. Și de dimineață, când o duceam pe Melissa la școală, am trecut pe la o brutărie, că își dorea ea corn cu mac. Și am luat două cornuri cu mac, zic să mănânc și eu, că și mie îmi place macul și eu sunt fan mac. Deci eu, la aspectul ăsta, Melissa seamănă foarte mult cu mine și îi place tot ce e cu mac. Și am luat două cornuri cu mac, zic hai să iau și un cuib de viespe, că l-am văzut în vitrină, arăta bine și bine că l-am luat, pentru că după ce v-am să împart cornurile, zice Melissa, dar cred că pot să le mănânc eu pe amândouă. Zic, bine, mănâncă-le tu pe amândouă. Și aș mai fi luat, dar deja se făcuse coadă, așa, și zic, nu mai stau încă o dată, că întârziem la școală. Așa că eu am rămas doar cu un cuib de viespe, care arată bine, dar nu e cum era când eram eu copil. Când eram eu copil, era mai înalt și parcă nu așa de întins. Adică era mai micuț, mai restrâns și mai înalt. Și erau foarte bune cuiburile când eram eu copil. Și mai ales alea cu mac, ce bune erau, da? Bineînțeles că nu am găsit cu mac. Și mai ales a fost așa de drăguț, așa că dacă totuși rămâne vreo bucățică, mi-l aduce mie acasă. Da, dacă nu, rămâne un cornul cu mac pe mâine. Așa că, în concluzie, facem rezumatul. Avem așa, o cuib de viespe și cafeluță. Acum luăm un mic dejun mai târziu, așa, cu Florin și cu Dani. Așa. Un brunch. Un brunch. Și avem așa, pe farfurie, avem niște ouă de prepeliță. Nu le-am curățat prea bine, nu am răbdare, nu știu de ce nu se curăță chiar așa de frumos. Le-am pus și în apă rece. Da, sunt fierte, deci ouă de prepeliță. Aici un pate de porc. A devenit așa cam preferatul nostru. Bine, cam toate de la Capricci și Delicii ne plac. Că, na, sunt puțin mai sănătoase. Ăsta este motivul. După care avem aici mușchi file crud uscat. Așa. Un ardei umplut cu ceva cremă de brânză. Un ardei, o jumătate de ardei capea. Niște cașcaval cu șuncă. Și asta cred că... și aici, bineînțeles, am un ceai de fenicul cu puțină miere. Și mă gândesc dacă să mănânc cu pâine de casă. Dar cred că nu o să mănânc cu pâine de casă, că deja am băgat aluat și mai am de băgat aluat până diseară. Așa că cred că totuși micul dejun îl voi lua cu aceste rondele de porumb și sare de mare. Cred că... dintre toate rondelele, astea cu porumb sunt preferatele mele. Mai plac foarte mult și alea cu chia, dar astea cu porumb îmi plac puțin de tot mai mult. Nu știu, cred că îmi place mămăliga, îmi plac pufuleții și automat și astea, dacă sunt cu porumb, îmi plac și astea. No. Știu că am dat atât, mi-am pus pe farfurie. Să vedem. Am mâncat mai devreme găluște cu prune, cu brânză, cu ceva dulceață de caise, foarte bune. Alea cu caise n-au fost chiar așa bune, dar alea cu brânză și cu prune, foarte, foarte bune. Și acum mai avem aici, că sunt cu Dani, mai avem aici ceva desert, niște ciocolățele cu ceva jeleu, cu gust de banane. Nu știu, n-am mai mâncat așa. Am mai mâncat, știți că v-am arătat eu într-un filmuleț, de erau cu ceva cremă de banane înăuntru. Astăzi cu ceva jeleu. Da. Toți sunt interesante, sunt bune. Pe care mi-a interes și un curtuș pentru mai târziu o grămadă de dulciuri.
facem masa de seară, dar așa, na, e 6, nici măcar 6 nu e ceasul. Și am băgat așa la cuptor puțină cărniță. Deși, sincer, steam și mă gândeam așa dacă să mănânc o supă de gulaș sau să nu mănânc o supă de gulaș cu Deni. Dar cred că, până la urmă, mănâncă doar Deni supă de gulaș. Și, între timp, eu... nu se mai vede. Am aici așa un macaron. Bine, nu vă dați seama că l-am mușcat bine. Cam așa se prezenta. Hai, focalizez aici, aici, aici. Nu. No. Da, și-am mâncat un de-asta până e gata mâncarea, mai mănânc așa puțin dulce. Cina din această seară, avem niște copănele dezosate la cuptor, mi-am pus puțin sos de chili deasupra. Un pic? Un picuț. Cam mult. E posibil. Și niște cartofi la cuptor și cu puțin parmezan. Și asta o să mâncăm acum. Dar lăsă te pișcă că ai adăugat un pic mult. Nu știu, vedem. Sper să-mi fie foarte iute, deși e posibil să fie destul de iute. Cam atât în acest filmuleț. Asta este tot ce am mâncat astăzi. Dacă vreți să mai vedeți filmulețe de genul acesta, nu uitați să dați un like, să vă abonați la canalul meu pentru mai multe filmulețe. Vă pup și vă aștept cu mare, mare drag în filmulețul următor. Pa!